de făcut altceva decât să se aplice legea, ca pentru orice cetățeni și, desigur, instituțiile statului să-și facă datoria. Chiar pe cazul în speță trebuie să facem câteva clarificări, pentru că lucrurile au fost prezentate denaturat de către primarul în funcție al Timișoarei. Despre ce este vorba? Nu când a fost el acolo alaltă, s-au întâmplat scenele oribile pe care le vedem, ci s-au întâmplat în urmă cu vreo 10 zile, 2 săptămâni, iar poliția de data aceasta și-a făcut datoria, după cum doamna victimă a agresiunii acestor primitivi a și făcut cunoscut astăzi printr-un comunicat. Deci poliția și-a făcut datoria de data aceasta, fiind sesizată, l-a reținut, da, pe cel pe care l-a putut reține. Asta ne-a zis și poliția aseară, la fel cum pe imagini se vede și am văzut și aseară foarte clar, data filmării este 17 mai, nu... Sigur că da. N-am indus sigur această idee că ar fi fost ieri alaltă, ieri filmată. Dumneavoastră, da. Nu dumneavoastră, dar s-a încercat exploatarea în plan electoral a acestei situații nefericite de către primarul în funcție. El n-a avut absolut niciun rol în tot ce s-a întâmplat aici. Din nefericire, astfel de situații se întâmplă. Nu foarte frecvent. Nu am avut nici o sesizare de așa ceva la care să se plângă cineva că poliția nu și-a făcut datoria. Să ne înțelegem. Doamna spune că de 20 de ani... dar nu cred că poate susține că mi-ar fi făcut cunoscut mie lucrul acesta și eu n-am luat măsuri. Măsurile pe care le-aș fi luat ar fi fost, desigur, sesizarea instituțiilor statului abilitate să rezolve astfel de situații, că nu primarul le rezolvă. Evident. Da. Acum cred că de fapt asta e... Vă rog. Da, asta e și ideea. Probabil că familia respectivă s-a dotat între timp, ceva mai recent, cu aceste camere de supraveghere și a putut să și probeze și în felul ăsta aceste agresiuni. Primarul în funcție, Dominic Fritz, spune că cu acordul familiei în cauză a decis să difuzeze imaginile pentru a atrage atenția asupra acestui fenomen. Și acum întrebarea e așa. Dacă hotărâm, suntem de acord cu toții, că primarul nu are prea multe de făcut în chestiunea asta, că ține de poliția centrală, nici măcar de poliția locală, partea asta cu agresiunile. Totuși, este o parte bună că se difuzează, că se discută, că se analizează situații de genul ăsta, domnule Robu. Absolut, sigur că da. Băi, chiar eu îndemn pe toți cei care sunt supuși la astfel de agresiuni, la lucruri anormale, să facă cunoscut, să aibă curajul și să facă cunoscut. Sigur, pot să apeleze la primarul în funcție, dar pot să facă și prin intermediul mass-mediei cunoscut că li se face așa ceva. Este intolerabil să se întâmple astfel de lucruri, dar vreau să fac o precizare. Eu iubesc prea mult acest oraș ca să nu mă doară când văd că unii, nu dumneavoastră să ne înțelegem, din motive electorale, îi creează o imagine care nu este demnă, nu este în acord cu realitatea. Timișoara nu este orașul dominat de clanuri, orașul groazei, că cine se uită din afară la tot ce se întâmplă și nu primește explicațiile corespunzătoare asupra ceea ce se întâmplă, poate deduce că în Timișoara este un dezastru. Domnul Dominic Fritz este primar de 4 ani. De câte ori în acești 4 ani a fost sesizat de către doamna victimă, de câte ori s-a întâlnit cu astfel de agresiuni, că dânsul tot vorbește foarte relaxat, așa, inducând subliminal că cei de dinaintea lui ar fi de vină. Păi, de 4 ani, nu cred că i s-a semnalat să se întâmple așa ceva, că presupun că dacă i s-ar fi semnalat, ar fi ieșit public. S-au mai întâmplat în istorie, au fost oameni care au avut de suferit și este o tehnică a acestor așa-numite clanuri, ea s-a practicat mai de mult, de fapt, o tehnică de a-și șicana vecinii pentru că aceștia, la un moment, să devină pragmatici, să spună decât să tot am parte de ce îmi fac aceste persoane, mai bine vând și mă mut în altă parte. Așa ceva s-a practicat. Sigur că tot instituțiile statului, așa cum dumneavoastră foarte corect ați precizat, abilitate trebuie să intervină în astfel de situații, pentru că nici șantajele, nici toate aceste provocări și în cazul de față chiar agresiuni nu sunt permise într-un stat cu pretenții. Bun. Le mai cer permisiunea celorlalți invitați să mai insist un pic în discuția cu noastră, domnule Robu, pentru că am văzut recent în interviuri pe care și dumneavoastră și domnul Fritz le-ați dat hotnews.ro, vă acuzați reciproc că sunteți fiecare susținut de acest clan al Cărpacilor. E public, spunea domnul Dominic Fritz, că pe Nicolae Robu îl susțin Cărpacii, iar dumneavoastră spuneați, domnul Fritz este prieten cu Cărpacii, nici de cum eu. Păi aici să prezentăm niște fapte. Toată lumea a înțeles din acea dispută pe care domnul Fritz a avut-o cu un cetățean rom, în scena aceea care l-a făcut pe el erou național că a demolat un gard, toată lumea a înțeles și inclusiv eu în prima fază am înțeles că nu-i cunosc, că persoana de etnie romă, acum trebuie să precizăm etnia, că nu etnia este cea care contează, da? Ar fi un Cărpaci. Nu, nici vorbă. Este un opus al Cărpacilor. Ei sunt două persoane, vedeți, v-am citit gestul și asta v-ați mirat. De fapt, sunt două persoane numite Stancu, respectiv Cărpaci, care nu se înțeleg între ei. Amândoi sunt baștani în rândul... deci când ziceți opusul, de fapt ziceți că-s rivali, nu că sunt opusul, unul e cu minte, e politicos și serviabil, ălalt e un agresor. Rivali, am înțeles. Sunt rivali, sunt pe același nivel, probabil pe același nivel, nu știu din toate punctele de vedere, dar în orice caz sunt doi baștani, haideți să zicem așa, care nu se înțeleg între ei. Ce s-a întâmplat? Acolo e o zonă de vreo 30 de metri, asta e celebra stradă Cezar, care permite un acces direct de pe bulevardul Cedelora la Parcul Copiilor. Baștanul, că nu mai spun de etnie, baștanul Stancu avea cheile de la poarta acelui gard care închidea intrându-l, respectiv spre parc, și nu-l lăsa să treacă pe acolo pe scurtătură pe baștanul Cărpaci. De turmare, baștanul Cărpaci s-a prezentat în 2021 la primărie și există document scris. Jurnalistul Dragoș Boța l-a prezentat la un alt post de televiziune săptămâna trecută. Document scris prin care baștanul Cărpaci a cerut primăriei să demoleze acel gard. Da. Și primarul Fritz, presupun că la înțelegere cu domnul Cărpaci, că altfel de ce n-ar fi insistat domnul Cărpaci între timp, a făcut promisiunea la momentul potrivit îl demolez, momentul potrivit prin campanie electorală. L-a demolat, a purtat acea discuție cu cetățeanul Stancu, deci nu cu Cărpaci, în care, sigur, respectivul a spus ce... l-a dus mintea pe el să spună că el cumpără pe toată lumea. În ce mă privește? Eu am lichidat parangheliile din Timișoara, erau blocat orașul de ani și ani de zile după Revoluție, în fiecare vară. Eu am demolat clădiri de sute de mii de euro valoare, construite ilegal și nu una. Eu am demolat 3 etaje într-o clădire care a fost ridicată cu 3 etaje în plus și aș putea continua. Și atunci, ce motiv avea să mă iubească pe mine, cei care le-am făcut asta? Numai că eu n-am folosit electoral aceste lucruri. Eu m-am lăudat cu pasajele construite, cu clădire de spital, cu 22 de străzi lărgite, de la simple străzi la adevărate bulevarde, moderne, funcționale și așa mai departe. La parcurile pe care le-am creat în oraș, le-am înfrumusețat și așa mai departe. Am avut cu ce să mă laud, nu cu demolarea unui... Păi știu eu ce. Și turnulet am demolat. Bun, deci acestea sunt argumentele mele de credibilitate. În ceea ce mă privește, eu sunt cu fruntea sus față de oricine, nu numai față de relațiile cu această etnie, ci cu absolut oricine. Eu am fost ultra corect, ultra cinstit în tot ce am făcut, n-am nicio problemă care să mă determine să pun capul în pământ sau să-mi fie frică de cineva. Bun.